Aș vrea să recitim versetele 20 și 21 din prima epistola lui Petru. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu care l-a înviat din morți și a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Atunci când ne gândim la Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne gândim de două ori. Trebuie să ne gândim pe de o parte la divinitatea Lui și pe de altă parte la umanitatea Lui. El are aceste două naturi și în toată Evanghelia ni se vorbește despre aceste două naturi ale Domnului Iisus Hristos. Pe de o parte, El a fost Dumnezeu și în același timp a fost și om. Atunci când Domnul Iisus vorbea despre umanitatea Lui, vorbea într-un mod smerit și El a trăit într-un mod smerit pe pământul acesta. Dar când vorbea despre divinitatea Lui, o făcea cu putere și cu autoritate și toți oamenii își puteau da seama că El este cu adevărat Dumnezeu, pentru că El venea de la Dumnezeu. Versetul 20, pe care l-am recitit, vorbește în prima parte a lui despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, iar a doua parte vorbește atât despre divinitatea lui, cât și despre umanitatea lui. El a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Ca să fie arătat, Dumnezeu a pregătit un trup, un trup ca al nostru, dar fără păcat, și El astfel a devenit uman în felul acesta, 100% uman, dar în același timp era și Dumnezeu. În continuare aș vrea să citesc câteva paragrafe din Sfânta Scriptură care ne arată divinitatea Domnului Iisus Hristos și faptul că El este un Dumnezeu veșnic, etern, coetern cu Dumnezeu. Mai întâi în Apocalipsa, în capitolul 1, de la versetul 8, citim că în felul următor, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cel ce era, cel ce este și cel ce vine, cel atotputernic. Și în versetul 11, Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Aceasta ne arată că Domnul Iisus este inițiatorul și în același timp este cel care finalizează, este cel care începe o lucrare și care întotdeauna o duce la bun sfârșit. Este Dumnezeu din veșnicie. Unul dintre teologii din vechime obișnuiau să dea ilustrația aceasta când se gândeau la eternitatea Domnului Iisus Hristos. La eternitate. Spunea că trebuie să ne gândim ca la o foaie de hârtie albă, infinită de toate părțile. Și în mijlocul ei, dacă aș putea spune așa, un mic segment desenat, de câțiva centimetri. Acesta reprezentând timpul în care Dumnezeu a îngăduit să trăim ca și oameni. De la început, de când El a zis să fie lumină, până când El va face ca cerurile și pământul să treacă, timpul acesta nu reprezintă decât câțiva centimetri în comparație cu eternitatea Lui. Și în prima parte a versetului 20 citim că El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Apoi în Evanghelia după Ioan, în primul capitol, de la versetul 1, citim că la început era cuvântul, cuvântul fiind, fiind Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul era cu Dumnezeu, Domnul Iisus era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Domnul Iisus Hristos și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Aici vedem faptul că Domnul Iisus este etern, este veșnic, El este una cu Dumnezeu, pentru că El a făcut toate lucrurile. Apoi în Coloseni, în primul capitol, de la versetul 15, citim, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El, Domnul Iisus, este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Domnul Iisus este creatorul, este suveranul, este acela care susține toate lucrurile și toate stau în ființă prin El. Și El este un Dumnezeu etern, din veșnicie. Apoi, un alt pasaj care ne arată foarte bine faptul că Domnul Iisus este din veșnicie. Se găsește în Proverbe,
în capitolul 8, de la versetul 22, obârșia înțelepciunii, și majoritatea teologilor consideră că înțelepciunea despre care se vorbește aici este însăși persoana Domnului Iisus Hristos. Proverbe, capitolul 8, versetul 22. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu apă. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față, când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui. Iată, Domnul Iisus Hristos este creatorul lumii. Și aceasta ne vorbește prima parte a versetului 20. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii. Aș vrea acum să ne gândim la momentul acela din veșnicie, înainte de întemerea lumii, când Dumnezeu l-a chemat pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, pe acela în care își găsea toată plăcerea și a dorit ca El să fie mijlocitorul Lui pentru noi. El, Dumnezeu, cu siguranță știa că noi vom cădea în păcat, pentru că El este un Dumnezeu transcendent, vede dincolo de lucrurile pe care noi le vedem, este deasupra tuturor. El știa că noi o să cădem, nu o să fim ascultători. El cunoștea consecința păcatului și a găsit un plan în înțelepciunea Lui, să-L trimită pe Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să citim și în Evrei, în capitolul 10, câteva cuvinte, de la versetul 5. De aceea, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și la versetul 10, prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Aceasta a fost voia pe care Domnul Iisus a acceptat-o de la Tatăl. Tatăl a găsit în El înlocuitorul nostru, pentru că plata păcatului este moartea. Și toți cei care au păcătuit sunt sortiți morții și noi trebuia să murim pentru păcatele noastre. Dar Dumnezeu a găsit în Domnul Iisus un înlocuitor și de aceea a îngăduit să-i pregătească un trup. Și citim în Galateni, în capitolul 4, la versetul 4, că atunci când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca El să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Aceasta reflectă dragostea lui Dumnezeu, prin faptul că a găsit o soluție, prin nașterea Domnului Iisus Hristos, prin întruparea Lui și prin venirea Lui pe pământul acesta, pentru ca El să se încarce cu păcatele noastre ale tuturor oamenilor păcătoși și să facă ispășire pentru fără de legile noastre înaintea lui Dumnezeu pe cruce. Acesta este marele mister al Evangheliei, lucrul la care îngerii cugetă și vreau să cred că în toată veșnicia îngerii împreună cu sfinții care vor fi în cer vor admira și vor glorifica numele lui Dumnezeu pentru mântuirea aceasta pe care El a găsit-o în Domnul Iisus Hristos. Dacă îngerii sau oamenii ar fi fost întrebați care este soluția pentru păcatele omenirii, cum pot fi păcatele iertate, cum poate fi păcătosul îndreptățit și în același timp dreptatea lui Dumnezeu să rămână în picioare, Dumnezeu să fie glorificat prin dreptatea Lui, cu siguranță nici îngerii și nici oamenii nu puteau găsi răspuns la această întrebare, dar Dumnezeu a găsit pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, pe care L-a trimis pe pământul acesta. Acesta, cu siguranță, lucrul acesta, jertfa Domnului Iisus Hristos, L-a costat pe Dumnezeu foarte mult și L-a costat propriul sânge al Fiului Său, pentru că Domnul Iisus și-a vărsat sângele pentru noi. Și în 2 Timotei, în capitolul 1, aș dori să mai citesc două versete, versetul 9 și 10. 2 Timotei, capitolul 1, 9 și 10. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie.
de-a lungul eternității, părtășia dintre Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a fost una perfectă. Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Ioan, citim la capitolul 10, la versetul 30, Eu și Tatăl una suntem. Ne dăm seama că natura Domnului Iisus Hristos era una cu natura lui Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie nimic și nimeni nu a putut să-i despartă. Însă atunci când Domnul Iisus a încărcat cu vina noastră a tuturor, când păcatele noastre erau asupra Lui, atunci Dumnezeu și-a întors fața de la El și Domnul Iisus a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aceasta a făcut păcatele noastre, a făcut ca fața lui Dumnezeu să fie întoarsă de la Domnul Iisus, a făcut ca această părtășie care era din veșnicie perfectă să fie întreruptă pentru puțin timp, atunci când Domnul Iisus a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Întorcându-ne la prima epistola lui Petru, spune în continuare în versetul 21 pe care l-a recitit. Prin El, prin Domnul Iisus, suntem credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea noastră să fie în Dumnezeu. În primul capitol, Petru menționează de câteva ori cuvântul acesta, nădejde. Și chiar în versetul 13, care l-a citit fratele mai devreme, suntem îndemnați în felul următor, să ne punem toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, care ne va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Domnul Iisus s-a arătat odată, am citit în versetul 20. El a fost arătat la sfârșitul vremurilor și se va mai arăta încă o dată și suntem chemați să ne punem toată credința și toată nădejdea noastră în a doua lui arătare, în a doua lui venire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.